Deputații au dezbătut moțiunea simplă de la grânarul Europei la rușine Europei. Ministrul Daia distruge cu bună știință agricultura românescă. Ministrul Daia distruge cu bună știință agricultura românescă. Petre Daia este ministru de serviciu al PSD la agricultură de câte ori partidul ajunge la guvernare. Deși a mai fost ministru de două ori, sub alți patru premieri, Năstase, Grindeanu, Tudose, Dăncilă, domnul Daia a rămas neschimbat. Și în acest mandat este la fel de inutil. Parlamentarii opoziției îi mai reproșează lui Daia și faptul că fermierii români riscă să nu încaseze la timp subvențiile în acest an. L-au întrebat ce soluție are pentru scandalul cerealelor ieftine din Ucraina, care sunt rezultatele programului Tomata și consideră că actualul ministru este responsabil pentru creșterea prețurilor la alimente. Nu are rost să mai rămâneți la conducerea acestui minister care și așa i-a făcut praf. Dacă nu vreți să votăm împotriva dumneavoastră, opriți astăzi importurile din Ucraina. Încă din prima zi, prin verificare în teren, am dispus măsurile necesare pentru a limita dezastrul din agricultura României, dezastru datorat secetei. Printr-o deplasare rapidă în teren, am luat imediat următoarele măsuri. Am stabilit un mecanism de sprijin cunoscut de fermieri sub denumirea de trei ori subvenția. Petre Daia le-a prezentat parlamentarilor și un jurnal în care a trecut zilnic toate activitățile sale. Deputații puterii au anunțat că îl susțin pe ministrul agriculturii și că vor vota împotriva moțiunii. Îi întreb pe cei care astăzi aruncă cu mizerii în Petre Daia, ministrul agriculturii, au văzut vreodată o stație de irigații, un canal de apă? Înainte de a critica activitatea ministrului agriculturii, mi se pare mult mai important să venim cu soluții reale pentru agricultori. Moțiunea de față este, din păcate, nu un prilej de dezbateri despre agricultură, soarta fermierilor, siguranța alimentară, ci doar un prilej de a combate un amestec de acuzații bazate pe jumătăți de adevăr. Votul pentru moțiunea simplă va fi mâine.